Astăzi discutăm despre soarta refugiaților în general, dar în special și despre rolul pe care îl joacă Republica Moldova în timpul crizei refugiaților din Ucraina. Invitatul Europei Libere este domnul Rauf Mazu, adjunctul înaltului comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Operațiuni. Bine ați venit în Republica Moldova, țară vecină Ucrainei, acolo unde de mai mult de 40 de zile se duce un război. Thank you. Thank you very much for having me. De la începutul acestui război ruso-ucrainean, mai multe milioane de cetățeni din Ucraina și-au lăsat casa, și-au lăsat țara și-au apucat calea pribegiei. Peste 90% din cei refugiați sunt mame și copii. Există o evaluare a eforturilor de asistență a refugiaților ucraineni și nevoile umanitare create de acest război pornit de Federația Rusă în Ucraina? No, thank you very much. No, indeed, this is one of the... Deci, da, noi acum asistăm la, cred că, cea mai rapidă criză a refugiaților, fiindcă până la moment 4,3 milioane aproximativ de ucraineni au trebuit să plece din Ucraina și au plecat în mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova. Se estimează că 400 de mii de refugiați au trecut prin Republica Moldova și aproape o pătrime din ei, cam 100 de mii de refugiați rămân aici în țară. După cum ați spus dumneavoastră, 90% sunt mame și copii, fiindcă tații nu pot să vină și respectiv mamele și copiii doresc să nu fie prea departe de tații lor. Deci, dat fiind că avem atât de multe femei și copii, există necesități de asistență specială, ceea ce își facem noi împreună cu Guvernul Republicii Moldova. Dumneavoastră a spus că peste 4 milioane de refugiați ucraineni au părăsit țara lor. Aveți o estimare la cât ar putea să se crească acest număr? We don't know. About 4.3 million people, but Deci, da, numărul de refugiați va depinde de evoluția situației. Noi sperăm că situația se va îmbunătăți și o parte din ei vor putea să se întoarcă, dar la moment acest lucru nu este posibil. Deci acum vedem că acest număr de refugiați care vin, care trebuie să pleacă, să plece din Ucraina, crește. La început erau 4 milioane și la început, de fapt, cum făceam noi prognoza, estimarea cam ce număr de refugiați ar putea să existe din Ucraina, cel mai rău scenariu la acel moment erau 4 milioane, dar noi vedem că deja sunt mai mulți. Și după cum am menționat, mulți dintre ei rămân în țări apropiate de Ucraina, dar sunt la fel mulți care pleacă în alte țări europene și aici trebuie să subliniem acest element de solidaritate în divizarea responsabilităților de asistență oferită refugiaților. Deci noi trebuie să fim pregătiți pentru un număr mai mare. Eu de luni până miercuri am fost în România și am văzut că și România se pregătește pentru o creștere a numărului de refugiați. Further increase in the number of refugees who would arrive. Care credeți că este limita Europei pentru ca aceste țări din Uniunea Europeană să-i primească pe cei care fug din calea războiului? Sunt capacități mari ca aceste țări să rămână tot atât de solidare, prietenoase, generoase, ca să mai accepte un număr mai mare de refugiați? What we're seeing now is extraordinary solidarity. Deci un lucru care trebuie de menționat aici este solidaritatea extraordinară care a fost observată din partea întregii Europei. Fiindcă două luni în urmă, dacă ar fi fost cineva întrebat ce s-ar întâmpla dacă ar veni 4 milioane de refugiați, ar fi spus că nu este posibil de gestionat o asemenea criză. Dar acum vedem că este posibil. Chiar și prin Moldova au trecut 400.000 de refugiați, 100.000 au rămas aici. Polonia, la fel, Polonia deține cel mai mare număr de refugiați, acum 2,4 milioane și ei au putut să ofere acest suport. Desigur că nu a fost ușor, la început a trebuit de acționat foarte rapid, de oferit asistență foarte rapidă, alimente, transport, verificare la vamă. Acum este posibil de oferit transport gratuit pentru ca ei să se poată deplasa. Deci sunt eforturi enorme din partea întregii Europe și aș zice că Europa trebuie să se mândrească cu această realizare. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a emis această directivă privind protecția temporară a refugiaților și acum
Refugiații pot să beneficieze imediat când sunt într-o țară europeană de protecție, adică ei au acces la școală, la grădiniță, la servicii sociale, medicale. Și da, au fost stabilite foarte multe măsuri. Și noi nu putem să spunem acum care este maximul de asistență care poate să fie oferită, dar într-adevăr au fost emise niște măsuri extraordinare și noi cum vedem, când oamenii trebuie să fugă din calea lor, este foarte bine că este posibil de oferit acest suport, este o responsabilitate a noastră să le oferim acest suport, este o responsabilitate umană. Ar putea să apară pericolul unui moment când refugiații plus inflația plus cumpirile în lanț ar putea să epuizeze această generozitate a Occidentului? I think there has to be the solidarity that I've spoken about. Pentru ca să nu se întâmple așa ceva, această solidaritate, ea trebuie să fie susținută de către Uniunea Europeană, de către alte state, de către multe țări ale lumii. Trebuie să fie oferit suport pentru ca să evităm această creștere permanentă a prețurilor, ca să evităm ca guvernul să cheltuiască toate resursele sale pentru a oferi servicii școlare, sociale și de alt tip acestor persoane. Dar în principiu, mai este un lucru, sunt multe persoane dintre acești refugiați care sunt persoane apte de muncă, care pot să lucreze, ei au lucrat în Ucraina și ei pot să lucreze și în Moldova și în orice altă țară, ei pot să contribuie la economia țărilor, ei pot să achite impozite, pot să achite servicii sociale și în acest caz ei pot să susțină economia și respectiv, după cum am spus, guvernele trebuie să fie susținute și la fel trebuie să fie susținuți refugiații pentru ca ei să se poată încadra în câmpul muncii, fiindcă să-și folosească talentele și deprinderile lor pentru a contribui la economia țării și atunci nu se va întâmpla acest lucru, fiindcă, da, desigur că oamenii care trebuie să fugă din calea războiilor, ei au nevoie de asistență umanitară, dar nu au nevoie de această asistență umanitară veșnic. Mulți dintre ei nu vor să primească această asistență umanitară pentru totdeauna, ei vor să poată lucra, să se poată întreține de sine stătător și atunci ei nu o să fie un minus, dar o să fie un plus pentru economie. Și atunci nu o să avem acest impact negativ pe care îl așteptăm. Plus la asta, între Moldova și Ucraina sunt legături destul de strânse, sunt legături familiale și oamenii de mulți ani se ajută unii pe alții, deci se susțin reciproc. Dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că de la începutul războiului, de la 24 februarie și până astăzi, din Ucraina spre Republica Moldova, la hotar au trecut peste 400.000 de persoane, aproape 100.000 au decis să rămână deocamdată în Republica Moldova. Moldova își aduce contribuția la rezolvarea gravei crize umanitare din Ucraina, dar bugetul național sărăcește și el. Ați putea să oferiți mai multă asistență Republicii Moldova pentru a se descurca bine și în continuare cu acest dosar al refugiaților ucraineni? We are as UNHCR, we are already contributing. We are covering. Noi deja oferim acest suport, deja sunt acoperite costurile pentru centrele de recepție, sunt procurate plapume și multe alte lucruri necesare. Noi deja am asigurat personal, fiindcă 6 săptămâni urmă era un singur om în oficiul nostru și acum avem 78 de persoane care ajută la fel în locurile de cazare. Eu azi dimineața am vizitat Palanca împreună cu administratorul USAID, cu Organizația Statelor Unite, care la fel oferă suport și ei la fel oferă suport Moldovei, deci mai multe țări oferă acest suport. De exemplu, în săptămâna aceasta în Berlin a fost o conferință referitor la suportul oferit pentru Republica Moldova și respectiv mai multe guverne, unele deja acordă acest suport, altele deja au promis acum la această conferință să contribuie. Da, Republica Moldova a contribuit cu foarte multe resurse, dar la fel au contribuit și alte organizații internaționale, Organizația Internațională a Migrației, UNICEF,
voluntari din toată lumea care vin să ajute aceste organizații, societatea civilă, mulți vin în ajutor și eu cred că acest suport va continua. Dumneavoastră vorbiți și puneți accentul mai mult pe ajutorul umanitar, ne interesează și ajutorul financiar, pentru că promisiuni se fac multe și întrebarea e dacă puteți cumva să urgentați ca aceste finanțe să ajungă cât mai repede în Republica Moldova. Există și aceste proceduri birocratice care trebuie să fie respectate, dar oricum Republica Moldova se pare că bate alarma că are nevoie și de bani. Noi discutam cu colegii, întrebam când ai venit, 2-3 săptămâni în urmă și tot așa. Și noi am înțeles că au trecut doar 6 săptămâni de când a început această criză. Și, de fapt, noi și comunitatea internațională, noi am acționat destul de rapid. Și acum este stabilit deja un program de asistență monetară împreună cu Ministerul Serviciilor Sociale pentru familiile care cazează refugiații și pentru însăși refugiații. Deci a fost accelerate toate aceste proceduri și acești 100.000 aproximativ de refugiați din Ucraina vor primi acești bani, acest ajutor monetar și acești bani vor merge adițional deja tot în economia țării. Și noi vedem că și alte țări donatoare și asumă obligații pentru a oferi acest suport și, de fapt, eu cred că lucrurile se mișcă destul de repede. Da, avem o criză care evaluează foarte rapid, numărul de refugiați este fără precedent, dar noi totuși credem că răspunsul a fost destul de rapid. We'll try and make sure it's faster, but I think the response is quite fast. Pe lângă acest suport mare de ajutor umanitar, de asistență financiară, mai apar și alte probleme, ca de exemplu protecția drepturilor omului pentru acești oameni care fug din calea războiului. Sprijinul pe termen lung ar trebui să includă asistență economică, umanitară, precum și instituțională, care să adapteze rapid capacitatea țării de a primi oameni conform necesităților. Vă preocupă acest aspect al problemei? Oh, very much concerned. I would say the humanitarian assistance. Deci da, de fapt mă preocupă foarte mult acest lucru, fiindcă asistența umanitară este cea mai ușoară. Cea pe termen lung este cea mai complexă. Mai ales fiindcă noi nu cunoaștem cât timp vor trebui să stea aceste persoane, 6 luni, 2 ani sau mai mult. Și în special fiindcă este un grup deosebit, este un grup special de femei și copii, fiindcă soții nu sunt împreună cu ei. Sunt femei și copii care au suportat o traumă și acest lucru trebuie de înțeles și noi trebuie să ne axăm pe aceste lucruri și noi trebuie să ne preocupăm de sănătatea mentală a lor și să elaborăm mecanisme pentru a ajuta în acest sens. Noi deja, de fapt, avem mecanisme, avem psihologi care le oferă asistență. Și mai departe trebuie să trecem de la asistența umanitară la integrarea economică, să le oferim acestor persoane posibilitatea de a lucra și de a contribui la economia țării, posibilitatea de a merge la școală. Având în vedere că sistemul de învățământ și limba sunt diferite, noi trebuie să le oferim posibilitatea acestor oameni să meargă la școală în așa mod ca peste ceva timp să se poată întoarce în țara lor și să continue școala. De unde au rămas, pe cât de mult posibil. La fel sunt persoane care au suportat tratament în momentul când au trebuit să plece din Ucraina, pentru cancer, de exemplu, sau pentru alte afecțiuni și ei au nevoie de suport specific. În cazul dat este sistemul sănătății care trebuie să se ocupe de asta. Noi discutăm cu reprezentanții guvernului, funcționarii din guvern și vrem să ne asigurăm că va fi un răspuns coerent în această privință. Dar ce m-a uimit, să zic așa, pe mine astăzi la Palanca este anume dorința tuturor acestor funcționari să ajute și solidaritatea aceasta, să o manifeste solidaritatea. Și având în vedere această dorință și solidaritate, eu cred că se va reuși și se va soluționa totul. And with this willingness, with this desire to do things well, I think most of the issues are going to be addressed.
Despre valuri de refugiați, inclusiv în această regiune, se vorbește de mai mulți ani. Unii politicieni încearcă și ei să tragă anumite foloase. Au venit peste 1 milion de migranți din Orientul Mijlociu. Consecința, pe termen mediu, a fost de folos extremei drepte. Credeți că ar putea liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, să vrea sau să poată să șantajeze cu refugiați democrațiile occidentale? You spoke of the crisis in Syria. Deci ați menționat criza din Siria. Sunt 11 ani de fapt de când există această criză și a generat 5,7 milioane de refugiați care până acum rămân în țările în care au migrat. Criza din Afganistan a generat 3 milioane de refugiați care au plecat în Pakistan și în țările vecine. Criza din Amad a generat 1 milion de refugiați în Bangladesh. Criza din Sudanul de Sud la fel a generat refugiați. Deci sunt multe crize la moment în lume care sunt rezultatul conflictelor, rezultatul războaielor. Deci oamenii sunt nevoiți să fugă și UNHCR întotdeauna știe că orice război va duce la conflicte, la familii destrămate, la oameni care trebuie să plece din țara lor. La moment sunt 85 de milioane de refugiați în toată lumea. Și din păcate noi vedem situații unde în fine aceste persoane rămân să deplasate de locurile lor natale. Desigur că noi sperăm, noi am dorit ca aceste conflicte să se încheie, să nu mai existe acest număr atât de mare de refugiați, dar oricum, multe persoane vor încerca să beneficieze de pe urma crizei refugiaților, dar sunt și alte persoane, sunt persoane de bună credință care continuă să ofere suport, deoarece persoanele care au plecat, ele au plecat fiindcă au trebuit să plece, ele nu au vrut să plece, ele erau fericite în casele lor, cu familiile lor și noi înțelegem că rolul nostru este să ne asigurăm că le este oferită asistență, fiindcă toți sunt umani, toți sunt oameni și cei din Afganistan și cei din Siria și cei din Amad, din Sudanul de Sud, din toate țările, ei toți sunt oameni și toți au nevoie de protecție în acest caz. Somebody from Myanmar, we're all the same. Întrebarea mea era dacă cumva anumite forțe politice pot acumula capital politic de pe urma acestei probleme a refugiaților. What I know is that there are people. Deci sunt persoane care încearcă să acumuleze capitalul politic din orice, dar de fapt nu asta este preocuparea noastră, fiindcă indiferent de faptul că multe guverne au zis la început că nu doresc să primească refugiați, totuși noi acum vedem că atunci când refugiații au trebuit să plece din Ucraina, ei au fost bine primiți în aceste țări. Fiindcă dacă obiectivul politic a fost să le spună țărilor să nu primească refugiații, înseamnă că acest obiectiv nu a fost atins, fiindcă noi vedem că dacă oamenii sunt nevoiți să plece din casele lor din cauza conflictului, atunci lor le este oferită asistență și trebuie să le se fie oferită această asistență, ei trebuie să aibă dreptul de a solicita azil. And provide them with asylum without any discrimination. So this is what we are saying. În anumite situații, în anumite cazuri, sunt și persoane care folosesc discursul de ură. Iată ce le transmiteți acestor persoane care nu sunt tocmai tolerante cu refugiații. I tell people who tolerate refugees to talk to the people who are not tolerating refugees. Deci noi le spunem celor care ajută refugiații, care tolerează refugiații, să le spună celor care nu tolerează refugiații că ar trebui să o facă, fiindcă majoritatea de fapt ajută. Majoritatea ajută refugiații care sunt în această situație de nevoie și este doar o minoritate care are o problemă să ajute persoanele care au această nevoie. Și este responsabilitatea celor care oferă acest suport să-i convingă pe ceilalți să înțeleagă că oricine poate nimeri în situația de refugiat. Se întâmplă incendii și lumea își pierde casa și trebuie să plece. Se întâmplă erupții vulcanice și oamenii își pierd totul. Și unii nici nu-și imaginau cu câteva zile în urmă că vor trebui să devină refugiați. De exemplu, eu în România vorbeam cu o doamnă care îmi spunea că m-am trezit dimineața în casa mea
și erau bombardamente și eu am decis să-mi iau câinele și doi copii și să plec. Iar două săptămâni urmă nici nu m-am gândit că pot să ajung în această situație. Deci nimeni nu poate să spună că nu va fi într-o situație când va avea nevoie de ajutor. Încă noi îmbătrânim, noi cu timpul nu vom putea să facem anumite lucruri și respectiv noi întotdeauna ne bazăm pe altcineva. Noi cumva tangențial, noi oricum depindem de celelalte persoane. Dacă eventual se va suprapune cu criza refugiaților o criză alimentară, este pregătit ONU să depășească și această criză și mai ales cum poate să se implice pentru a depăși aceste crize? Deci multe persoane au menționat acest lucru, fiindcă noi știm că Ucraina și Federația Rusă, ele ofereau o cantitate mare de alimente și desigur că acum în lumina acestui conflict, acest lucru are un impact și fiindcă ele exportau alimente, grâu în toată lumea. Și desigur că noi știm că impactul poate să fie și mai negativ asupra situației cu produsele alimentare. Deja sunt întreprinse măsuri de către Fondul Global pentru Alimentație, de către FAO, dar noi deja vedem impactul acestui război asupra situației alimentare din lume. Nu știm dacă poate rezolva, dacă pot Națiunile Unite rezolva această problemă, fiindcă Națiunile Unite nu produc alimente, deci o produc agricultorii. Și respectiv, da, secretarul general al Națiunilor Unite a făcut un apel asupra, în privința încetării conflictului, tuturor conflictelor, dar acestuia în special, fiindcă noi deja vedem impactul asupra situației alimentare în lume. Pe final, propun să vă adresați cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Ziceam că aici, pe teritoriul Republicii Moldova, au rămas aproape 100.000 de cetățeni ai Ucrainei care fug din calea războiului. Majoritatea dintre aceste persoane sunt găzduite de familii de cetățenii ai Republicii Moldova. Ce mesaj aveți pentru oamenii acestui stat? First is to thank them. To thank them, to tell them that. Deci aș vrea să le mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc că ei fac anume ceea ce trebuie. Ei manifestă solidaritate, oferă ajutor, oferă asistență, fiindcă majoritatea acestor refugiați sunt într-adevăr cazați de către familii și, da, Republica Moldova este un exemplu pentru întreaga lume, fiindcă proporțional cu numărul de populație, ea a primit un număr foarte mare de refugiați. Și, la fel, reiterăm încă o dată obligația noastră de a angajamentul nostru de a oferi suport și mai departe. Noi, din partea noastră, lucrăm împreună cu guvernul să ne asigurăm că această asistență va fi posibil de, și suport va fi posibil și posibil și mai departe. Desigur că noi sperăm că curând acești refugiați din Ucraina vor putea să se întoarcă în țara lor, fiindcă asta este ce vor ei. Ei vor să se întoarcă la ei acasă, să-și continuă viața la, în țara lor. Go back to their houses and resume their normal lives in peace. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici în studioul Europei Libere de la Chișinău. Thank you very much for receiving me. It was a very pleasant conversation with you. Thank you very much. Thank you. Thank you.